Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vedeți voi de neapiții, dar nu pentru mine neapiții a fost o surpriză. Foarte bun. Inclusiv în a da pronosticuri. Adică avem și noi specialiștii noștri în studio care au dat pronosticuri, dar neapiții a fost de acolo. A explicat de fiecare dată de ce și cum o echipă urmează să câștige sau să piardă, indiferent dacă era vorba de favorite sau nu. Și le-a nimerit. Le-a nimerit aproape pe toate. Deci e foarte bun, foarte meseriaș. Bun. Adică... Oricum foarte bun personaj la TV. Mie asta mi-a plăcut. A apărut, mă rog, Play Sport spune că ar fi încasat vreo 25.000 de euro pentru prezența asta în studiouri ca să comenteze meciurile. Jumate încă luăm noi la săptămână. Nu, da, e foarte mișto, a fost mișto. Cu pronunția are el unele probleme. El e vechi cu Southampton. Cum zic, e pe stil vechi. Southampton. Era Southampton. Southampton era echipa. Atunci l-am remarcat eu prima oară pe neapiții. Se întâmpla în 2003. Nu-l văzuse jucând. Din păcate, da, nu. Tehnica nu ne-a ajutat să păstrăm. Eu l-am remarcat când a dat golul ăla cu ceafa, care cred că a și fost anulat. A fost anulat, da, în Turcia. Da. Nu, eu mă refer strict la capitolul pronunție. Nu s-a păstrat înregistrarea de atunci, repete, din 2003, au trecut aproape 20 de ani de la acel meci Steaua Southampton. Și neapiții la conferința de presă, săracul a fost pus extrem de tare în dificultate. A trebuit să pronunțe și de multe ori, că n-avea cum să evite. A mai dat el cu englezii, cu, dar nu merge. Southampton? Southampton. Și pe urmă și accelera, că simțea că asta îmi place, că dânsul la un moment dat se prinde că nu poate. Că patinează, da? Da, că și acum a avut cu Baumgartner când a ieșit la tablă și îmi place cum e și acum mâna în buzunar, cu stânga în buzunar și cu dreapta arătată. Da. Și ieșea la ecran și zice, după meciul din optimi Austria-Italia, când a marcat Austria un gol și zice, Baumgartner intră aici într-un spațiu liber și a văzut că nu l-a nimerit. Și pe urmă, cam mai că la fiecare fază de asta explică de câte două, trei ori. Jucător austriac ocupă acest spațiu. Da, mă, dar nici nu s-a simțit confortabil. Adică cine a urmărit edițiile speciale de la început, s-a văzut că era cumva stingher într-un studio de televiziune ca să explice alea, plus că l-au pus pe, adaptat, l-au pus pe un podium. Păi, ecranul ăla era pus pe un podium și era permanent să uita în spate. Odată la câteva secunde dădea capul în spate să nu cadă de pe podium. Iar eu mă uitam la televizor și zic, Doamne, cum ar fi? Uite cazul Boctoi de la Nanțime. Bun, sigur, e altă meserie pentru el, dar e bine, a fost ok, toată lumea vorbește de el, e personaj. Eu, mie mi-a devenit simpatic. Director de program la Pro, i-aș propune cumva să continue emisiunea într-un și fel. Și seamănă cu Neti Sandu. Previziu face. Aici nu ne mai băgăm. Da. Și a pocit multe, adică a făcut și cu Aspilicueta are o problemă. Circulă o listă întreagă de Ulu Kaku de la Belgia, aici Lulacu. Cu Aspilicueta s-a și străduit, dar mă rog. La mă rog, e greu pentru orice. Ia, fii atent. Stai un pic. Pe unde e Aspilicueta? Aspilicueta. Aspilicueta. Aspilicueta joacă la Chelsea. La Chelsea. Poche și Aspilicueta. Aspilicueta. Foarte bun. Aspilicueta. In the beginning. Băi, și e și foarte serios așa, adică rar l-am văzut râzând pe Victor Pițurcă. Bă, dacă ar fi cu noi în studio și ar face-o de astăzi, dai seama că am cădea sub masă? Da. Când ar zice Aspilicueta. In the beginning. Foarte bun. Vadim Vujeu și Marica au fost foarte... s-au ținut tari. Dar are limbaj colorat. Adică e foarte bun, pentru că are expresii memorabile, cum a fost aia, panorama de gol. Da. O să vedem golul spaniolilor, care a fost cam panorama. Adică folosesc... A fost panorama sau nu? Adică îți vorbește pe înțelesul oricui. Da, a fost panorama, ce mai. Foarte bun, bravo. Neapiții, abia aștept ediția de duminică, e ultima. Sănătate. Bine ai venit în breaslă, Neapiții. Și dă-i înainte, abia așteptă să te mai vedem. Da, să rămână. Să comenteze ce? Nu știu, Ilie Dumitrescu avea dificultăți la început. Da, Ilie acum e meseriaș. Neapiții e bun, dar tot mă spun. Este, cred că aia la Pro sunt în sărbătoare, că au dat lovitura cu Neapiții. Zău, spun, foarte bun e. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.